Sărbători fericite și bine ai venit sau revenit pe Polka la România. În acest video voi discuta despre Akala, Moonbeam, Astar, BitCountry, Subsocial, adică Polkaverse, Manta Network și Picasso. Da, ai auzit bine, Picasso, pentru că s-au trezit din hibernare când vine vorba de activitate în comunitate. Să înceapă haosul! Akala au dat un retweet că Nova Wallet au anunțat acum că permit celor care dețin ACA să-i stocheze pe Ledger Nano X pentru mai multă siguranță. Personal utilizez Nova Wallet pentru a verifica funcția de guvernanță din portofel, deoarece este mult mai simplificată și fiind și de pe mobil, este mai ușor de accesat pentru o verificare mai rapidă. Akala au mai anunțat și că lucrează la un nou roadmap democratizând bazinele de lichiditate USD pe piața Orca, care este creată de Tim Kujira și care va utiliza Wrapped BNB ca și colateral. Îmi place cum sună numele la Tim Kujira, parcă e o echipă de ninja, nu? Echipa Tim Kujira ne anunță și că urmează să mai vină o actualizare pe KujiCast Corner. Se pare că echipa de la Akala încearcă încetul cu încetul să-și recupereze încrederea în utilizatori și în comunitate după incidentul petrecut cu jetonul stabil AUSD, care și-a pierdut stabilitatea de la paritatea cu dolarul, în special pe KuCoin, unde momentan este la aproximativ 16 cenți. Haideți să vedem cum vor parcurge lucrurile în următoarele luni. Între timp, Moonbeam au ținut un discurs interesant cu comunitatea pe topicul guvernanței deschise, care urmează să lanseze și pe Moonbeam. În caz că nu știi, guvernanța deschisă sau guvernanța 2.0, după cum mai este numită, este activă pe Kusama, rețeaua canalului Polkara, și în curând va ajunge și pe Polkara după mai multe probe. Iar cei de la Moonbeam vor să o introducă și în procesul lor, ceea ce înseamnă că nu va mai decide Consiliul și nici Comitetul Tehnic al lui Moonbeam când vine vorba de decizii în guvernanță, ci doar deținătorii criptomonedei Glimmer. Asta ajută la descentralizarea guvernanței, dar să nu uităm că tot contează foarte mult dacă ai o balenă care te ajută în a vota. Astar Network au fost numiți produsul anului la premiile japoneze blockchain anuale și, după cum poți vedea, Sota Watanabe, cofondator al lui Astar, a fost premiat pentru al doilea an consecutiv. După cum îți ziceam și în alte videouri, Astar fac valuri în Japonia datorită relațiilor pe care le-au cu guvernul japonez. Hai să ne uităm și la BitCountry. Au anunțat recent că vom putea obține terenurile virtuale Chaos Land, pe care trebuie să le primim dacă am contribuit la împrumutul lor colectiv din octombrie 2021. O vom putea face mai exact la ora 11.59 pe 9 ianuarie 2023, în caz că nu ai contribuit anul trecut, dar dorești să achiziționezi teren virtual, o vei putea face din piața pe platforma lor, pentru că sunt sigur că vor fi multe persoane care vor vinde unități din acel teren, fiecare unitate reprezentând 10 metri pătrați din teren virtual. O altă știre interesantă legată de metaversuri a fost publicată de Bitcoin News și cei de la echipa BitCountry le-a dat retweet. Aceasta este legată de planul din provincia de coastă Zhejiang, cum este pronunțată, și că vor să dezvolte o industrie metaverse în valoare 28,7 milioade de dolari până în 2025. De asemenea, faptul că unii din membrii echipei BitCountry sunt chinezi la origine, chiar dacă locuiesc în Noua Zeelandă, vor avea oarecum niște avantaje dacă vor avea un produs matur și pregătit pentru a putea fi introdus acolo la vreun eveniment sau conferință. Până în 2025 este foarte posibil să vedem și bull market, deci asta a reprezentat și un alt avantaj. Acum să discuți despre Subsocial, care este o platformă de rețele de socializare momentan asemănătoare cu Medium și care se numește Polkaverse. O să vin cu un video dedicat despre ei în următoarea perioadă ca să înțelegi mai bine ce au de oferit. Dar pe scurt, mi s-a zis de persoane care utilizează platforma, chiar unii fiind de la noi din comunitatea română și care au tradus articole în limba română pentru a-ți face viața mai ușoară în a înțelege ecosistemul Polkadot, că cei de la Subsocial au făcut o treabă bună în a oferi o îmbunătățire în SEO. Când vine vorba de motorul de căutare Google, după cuvintele cheie față de platforma Medium, unde ai nevoie de multe persoane să te urmărească ca să fii descoperit ca și articol. Acum să discut și despre Manta Network. Se pare că au anunțat recent că vor lansa versiunea 3 de Dolphin Testnet, ceea ce înseamnă că se apropie momentul lansării pe Mainnet și să sperăm că vor vedea platforma Manta ca și parachain cândva în primul trimestru din 2023, mai ales că sunt multe persoane care au contribuit la vânzarea publică pe care au ținut-o cei de la Manta Network cândva spre finalul 2021. Având în vedere situația actuală a împrumuturilor colective și că nu prea sunt cei de la Manta, nu vor avea nicio concurență și dar nu vor întâmpina nicio problemă în a câștiga chiria pe 22 de luni și a intra în grupul parachainurilor.
Uitându-ne și pe rețeaua canară, calamarii de pe Kusama putem observa că le-a scăzut destul de mult APY-ul, de la peste 150% la 33-35% în medie, ceea ce nu este rău pentru că în același timp reduce și presiunea de vânzare. Acum, momentul final este cam dificil pentru mine să-i menționez, având în vedere istoria lor muldară, în special a lui CEO-ului X-Zero, X-Bringer, dar trebuie să o fac pentru comunitate ca să fii la curent cu ce se întâmplă în ecosistem. Așa că hai să vedem ce s-a întâmplat cu Picasso. Picasso este o platformă DeFi pe Kusama și rețeaua canalului Composable Finance. Ambele sunt parachain în momentan și, din păcate, CEO-ul a fost acuzat de fraudă în 2019 și a primit o amendă de la SEC sau pe română Agenția de Control și Monitorizare a Tranzacțiilor Bursiere din Statele Unite. Să-ți las un articol în descrierea acestui video pentru a verifica detaliile, dar pe scurt, Pablo Dex, care este o casă de schimb descentralizată, tocmai au lansat ieri și au listat criptomoneda Pika, care tocmai a avut funcționalitatea de transfer activată după mai mult de 11 luni, adică după ce a expirat perioada de chiria parachain-ului, ceea ce e anormal față de alte parachain-uri și mai adaugă la escrocherie. Momentan au adăugat foarte puțină lichiditate și există 3 perechi disponibile, KSM USDT, Pika USDT și Pika KSM. Este posibil să-i listeze și o altă casă de schimb centralizată, dar nu mai rețin care dintre ele a permis contribuirea. Și în această poză putem vedea cum arată Pablo Dex, utilizează aceleași culori ca brandul lor Composable Finance. Acum întrebare pentru tine, dacă ai primit Pika, ce plănuiești să faci cu ei? Nu zic să-i descarci, ci să oferi lichiditate pe Dex, bineînțeles. Aceasta a fost tot, îți mulțumesc încă o dată că m-ai urmărit și nu uita să dai un like, să ajuți algoritmul și de asemenea să ne urmărești pe Twitter sau să intri pe grupul nostru de Telegram, unde avem o comunitate activă de membri curioși să învețe mai mult despre Polkadot. Sărbători fericite!